Dragilor, bine v-am găsit. Vă invit la un scurt ceai împreună, un timp pentru noi. Am fost invitată să vorbesc despre o carte de-a lui Ellen Watts. Mulțumesc, Sorin, pentru invitație. Și am ales cartea Devino ceea ce ești. E o carte ușor de parcurs, e o carte pe care o puteți răsfoi când simțiți că viața își pierde din savoare, când simțiți că vă fuge pământul de sub picioare sau când sunteți în căutarea acelui cine sunt eu, ce caut aici, posibil să vă aducă o alinare. Este interesant felul în care începe, tocmai vorbind despre moarte. Și chiar de curând am mai vorbit despre asta și e o conversație pe care, pe cât încercăm să o evităm, pe atât de importantă este. Pentru că el spune că descoperirea vieții apare în urma pierderii ei. Și asta mi se pare o informație așa foarte valoroasă, deși sună un paradox și cartea asta de fapt e plină de paradoxuri. Cum să înceapă viața când ea se termină. Și aici mă gândesc inclusiv la felul în care noi ne-am învățat să trăim și să, inclusiv calendarul gregorian, cumva nu mai este în ritm cu ciclurile naturii. Ciclurile naturii sunt mai în acord cu această idee de moarte și înviere, de natură care iarna își pierde viața și primăvara se întoarce cu ceva nou, cu ceva proaspăt. Așa și noi. Și noi suntem parte din natură, nu suntem deasupra ei, nu suntem diferiți. Avem nevoie de, prin procesul ăsta de transformare și de regăsire, să trecem printr-o moarte simbolică, printr-o moarte, să spunem, a egoului, o moarte a controlului. Credem că dacă ținem noi frâiele, lucrurile vor ieși. De multe ori se întâmplă chiar la sală, practic și Aikido printre altele, să vrei să tragi, să vrei tu să duci partenerul jos, să-ți umfli acolo ego, eu am dus, eu am făcut. Și cele mai frumoase momente sunt alea în care a curs fără să-ți dai seama și să te întrebi la sfârșit, oare am făcut ceva corect, pentru că a părut prea simplu. În realitate, când e prea simplu, de fapt înseamnă că te-ai aliniat. Înseamnă că ești în clipa prezentă, înseamnă că nu ești nici în trecut, nici în viitor, nu ai nici regrete, nu ai nici, nu știu ce, ambiții sau nu știu ce traiectorii foarte ambițioase, ci te bucuri de clipa prezentă, de aici și acum. Și am aici un, ia să văd dacă reușesc să-l citesc, un citat din carte în care spune: omul perfect își folosește mintea precum o oglindă, nu se atașează de nimic, nu respinge nimic, percepe fără a păstra. Detașarea nu înseamnă să nu ai nici regrete legate de trecut, nici temeri legate de viitor. Înseamnă să lași viața să-și urmeze cursul, fără a încerca să intervii în felul în care ea curge și se schimbă, neîncercând să prelungești momentele plăcute și nici să grăbești trecerea celor neplăcută. Asta înseamnă să te miști în pas cu viața, să fii în perfect acord cu muzica ei schimbătoare. Asta se înțelege prin ceea ce numim iluminare. Așadar, devenim ceea ce suntem atunci când ne detașăm de tot felul de constructe, de tot felul de dorințe, de tot felul de zbateri și acceptăm clipa prezentă și ceea ce suntem. Și cum instructorul meu de Aikido îi place să spună, nimic nu contează și totul contează. Mi-a luat mult timp să accept vorba asta, încă rezonează în mine și încă mă întreb. În momentele dificile mă gândesc că nu contează și în momentele fericite mă gândesc și asta e posibil să treacă. Așadar,
întoarce-te la tine, abandonează-te acelui tu, așa cum ești, și ia-ți această carte să o ai aproape și să o răsfoiești, să-ți amintească de această devenire a ceea ce ești cu adevărat. Întoarce-te la tine, întoarce-te la esența ta, fără efort. Așadar, timp cu noi. Mulțumesc, lectură plăcută!